Salutare hutinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. După cum toți știți deja, pentru că ați văzut peste tot, s-a lansat Rosa și vreau să o încerc și eu pe episodul acesta. O să încerc prima dată să văd dacă o să reușesc să o pic din Brawl Box-uri. Din păcate am deschis un big box din greșeală, dar mai am 17 Brawl Box-uri și vreau să o picăm pe Rosa, dacă nu o să o cumpărăm, pentru că mai am încă 23 de gemuri și mi se pare că este 19 gemuri, da, este 19 gemuri, după cum vedeți și voi aici. Și putem să luăm și bănuții ăștia gratuiți, nice Rino, după care mai putem să mai upgradăm cu niște bănuți brawlerii, o să vedem imediat. Dar înainte vreau să deschidem brawl boxurile astea și haideți să îi dăm biciane, să vedem 1, 2, 3 și hâț. Poate avem bulan și picăm și noi o rosă așa frumușel. 5 punctane pe Daryl. Avem 8 pe Colt. Și 5 gemuri, nice Rino, am făcut ceva gemuri aici. Bun, hai să vedem următorul. 1, 2, 3 și hâț. Ia să vedem 14 bănuți. Avem 7 punctane pe Rico, 15 pe Carl. Și cam atâta. Următorul, 1, 2, 3 și 2, 16 bănuți avem, 5 pe Daryl, 8 bănuți, pardon, bănuți punctane pe Penny. Și cam atât. Hai să vedem următorul. Și 18 bănuți avem, 10 punctane pe Barley, 15 pe Poco și cam atât. Următorul Brawl Box. Și 15 bănuți, 5 punctane pe Daryl, 7 pe Carl și cam atât. Hai să vedem, poate reușim și noi să o picăm, Doamne ajută, sau măcar un alt brawler. 1, 2, 3 și start. 16 bănuți, nu am mai picat de mult un brawler. 6 punctane pe Brock, 10 pe Poco și un ticket din ăsta. Bă, cam nu-i prea bine momentan, ia să vedem. 1, 2, 3 și 16 bănuți. Avem 5 punctane pe Barley, 6 pe Nita și 3 gemuri. Bă, gemurile mi-i convinc, sincer să fiu. Încă 10 mai avem, 1, 2, 3 și start. 15 bănuți avem, 6 punctane pe Daryl, avem 10 punctane pe Bull și cam atât. Încă 9, 1, 2, 3 și 2, 13 bănuți, avem 4 punctane pe Shelly, avem 8 pe Nita și un ticket. Bă, cam slăban, mă, cam slăban așa la brawler, nu prea pic eu ce trebuie. 1, 2, 3 și start. Ia să vedem, 14 bănuți. Avem 5 punctane pe Daryl, 25 pe Carl, aolo, mi-a dat ăsta ca lumea punctane pe Carl. Și 3 gemuri, nice Rino, pani vino. Bă, măcar fac gemuri, am 34 de gemuri. Hai să vedem încă 7, 1, 2, 3 și 2. Avem 30 de bănuți. Avem 6 punctane pe Nita, avem 7 pe Jessie. Și cam atât, hai să mai dăm încă un Brawl Box și 1, 2, 3 și start. 22 de bănuți, 10 punctane pe Carl, 25 pe Rico, nice, îmi place când primesc așa multe punctane. Și 2 ticketuri, ok, hai să vedem. 1, 2, 3 și 2, 21 de bănuți, 6 punctane pe Nita, 25 pe Jessie, nice, nice, nice. Oh, 200 token doubler, nice Rino, pani vino. Mai avem încă 4, 1, 2, 3 și hâț. 17 bănuți, 5 punctane pe El Primo, 6 punctane pe Carl și cam atât. Ok, încă 3 cestane, 1, 2, 3 și start. 18 bănuți, 6 punctane pe Colt, 6 pe Jessie și cam atât. Boy, vere, încă 2 brawl boxuri și n-am picat niciun brawler, what? Și am avut 17, hai să vedem. 12 bănuți, pardon, îmi vine să zic, ba punctane, ba bănuți, 6 punctane pe Rico, 10 punctane pe Carl și cam atât și ultimul Brawl Box. Doamne, dăm și mie un brawler acolo. Hai să vedem. 14 bănuți, 4 punctane pe Rico, 10 punctane pe Poco și cam atât, frate. Nu am picat absolut nimic interesant decât câteva gemuri. Hai să luăm și punctanele astea. Nice Rino, pani vino și haideți să o cumpărăm pe Rosa, pentru că oricum avem gemuri destule. Ok, și bag acum mare și o cumpărăm pe Rosa, ăla iticule. Rosa, Rosa, nebulosa. Nice. Și nu mai am nicio din asta, nicio ofertă, nimic, ia să vedem. Nicio ofertă, frate. M-au lăsat ăștia fără ofertă, vere.
Ai, 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 ai. N-ai sărit n-o panie, vino. Și o să dăm câteva meciane cu Rosa. Doar că... sau ba, nu, hai să nu ne facem momentan upgrade-uri. O să ne facem mai încolo. O să o selectăm pe Rosa. Și hai să dăm niște meciane. O să mă joc prima dată la Gem Grab cu ea. Okeanu, Barosanu, hai să dăm play. Și sunt curios dacă o să câștig așa din prima. Din câte am văzut, e destul de OP, sincer să fiu. Sunt sigur că o să-i dea un nerf acolo, pentru că rezistă destul de mult dacă își dă ultima ta. Și momentan văd că suntem 3 din 6. Ok, ok. Hai să vedem dacă ne și intră în mecean. 4? Bă, dar greu intră, mă, cineva, nu joacă lumea. Sau toată lumea joacă Rosa. Sincer, habar n-am dacă la Gem Grab poți să joci gen și cu echipierii tăi să aibă tot Rosa, să fie mai multe Rosa. Dar nu cred că merge. Probabil că de-aia durează așa de mult acum, pentru că toată lumea joacă Rosa. Da, uite că eu singur sunt Rosa. Ok, nu va Rosa, nu? Și hai să vedem care-i treaba cu Rosa. Deci rezistă destul de mult cu ultima ta. Hai, mori, mori, mori. Deci rezistă destul de mult. Primește cu 80% damage mai puțin față de normal, ceea ce este destul de șmecher, sincer să fiu. Am deja ultima ta. Okeanu, Barosanu, acum pot să mă bag pe ei. Hai, mă, să-mi dau. Mi-am dat ultima ta prea târziu și am pierdut gemurile. O venit Rosa asta la altă pe mine. Rosalino! Ai, mă, Rosalino! Bun, acum am dat ultima ta și mă duc direct pe Rosa. Mamă, cât rezistă! Olo, hudinașilor! Mi-am băgat iară ultima ta. Doamne, feri, cât rezistă, nu-mi vine să cred. Mă duc acum să încerc să fur toate gemurile. Ăla e ticule. Hai că am murit acolo. Hai, mă, du-te, mă! Brocule, du-te! Mamă, dar rezistă foarte, foarte mult. Ai, 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 ne-or furat ăștia toate gemurile. Dar oricum le recuperăm acum. Încercăm acum să dăm aici mare damage. Ăla-i ticule, n-ai sări, n-o pani, vino. Mai au încă 7, ceea ce nu-i prea bine. Stai că trebuie să stau acum puțin să-i treacă invincibilitatea asta. Okeanu, Barosanu. Hai acum să mergem pe ei. Vin ăștia după mine acum. Hai să încercăm să le dăm pe gogoașă. Bun, ăla-i ticule. Ăla-i ticule, ăla-i ticule. Ai, 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 că m-o spart acolo Rosa. Dați-mă în gură la Rosa, mă. Nu aveam ultimata să mă pot băga pe ei. Dar acum o să ne putem băga, sper. Dar nu știu că avem timp. Așa, bun, ne dăm ultimata și spargem acum, îi spargem. Haideți, ajutați-mă. Bă, dar de ce mi-a dat ultimata, mă? Sau o aveam iară? Habar n-am. Poate că mi-a dat odată și o aveam iară. Haideți, mă, iară, countdown. Hai, mă, vere, mă, îmi dau acum ultimata repede și mă bag pe ei. Bun, mă duc acum, mă duc acum. Hai, mă, unde să știa, mă? Ăla-i ticule, ăla-i ticule. Degeaba. Degeaba, unde e ălălalt? Unde pana mea e ălălalt, frate? Era aici în bușul ăsta. L-am bătut pe unul, dar mai era încă unul ascuns într-un alt buș. S-o ascuns bine, mă, ticălosul ăla, mă. Ai, hai să mai dăm încă un mecean. Eram aproape să câștigăm. Mai băgăm încă unul acum. Să încercăm să vedem. Ia uitați-vă cât de greu intră în match, frate. Din cauza că toată lumea joacă Rosa. Dar vreau să-mi iau start token, nu de asta vreau să mă joc la Gem Grab. Acum ori intrat după aceea Rapideanu. Bun, hai să vedem acum, poate că avem Bulanel. Să câștigăm și noi. Bă, deci ultimata asta e super OP. Chiar dacă am pierdut, mi se pare super OP. N-ai sărit o panie, vină, am murit acolo. Bun, bun, bun. O să-mi dau acum asta și mă bag direct pe el, ăla-i ticule. L-am cam spart acolo. Trebuie să mergem să luăm gemul ăsta, Rapideanu. Bun. Și acum așteptăm să ni se facă viața, după care mergem să-i dăm în goarnă la asta. Ok, ne dăm și noi ultimata. După care încercăm să o batem aici. Ar trebui să o cam prindem. Bun, ăla-i ticule. N-ai sărit o panie, vină, trebuie să scăpăm acum. Să facem slalom printre rachetuțe. Opa, hopa, îl batem pe ăsta, îl batem pe ăsta. Ăla-i ticule, nice. Și acum trebuie să o batem și pe asta. M-a bătut, mă, cum n-ai bate, m-a bătut, frate. Mi-a dat foarte, foarte mare damage.
Măcar am acum ultimata și pot să mă bag acum pe ei. Okeanu, Barosanu. Bun, acum am dat ultimata, ăla-i ticule. Și-o dat aceasta ultimata, dar... O, oh, bă, nu mă bate, nebunule. Opa, am dat acolo o mare rachetă în freză. Așteptăm puțin de el să ni se facă viața. Și acum mergem pe ei. Mamă, brocul ăla a dormit acolo. Ok, bun, așteptăm acum să ni se facă iarăși puțin atacurile. După aia ne băgăm pe ei. Îmi dau direct ultimata și mă duc în ei. Fiți atenți aici. Ce face fratele Houdini? Hai mă, mori mă, rosă mă. Vreau să bat pe rosa asta. Ai, stai să iau astea repede. Bun, am luat câte am putut. Și acum îi dăm în goarnă, îi dăm în goarnă. Hai, vezi, bă, ajutați-mă, mă. Mamă, cât o rezistat, frate. Mamă, nu vine să cred că acum pierdem în felul ăsta. Ok, nu spargeți-o acum pe rosa. Spargeți-o, dați-i în freză. Mamă, și stau toți ăștia aici. Duc acum să-i dau în freză. Hai mă, dă-i ăla-i ticule. N-ai sărină, pani, vino. Acum suntem noi pe countdown. Ăla-i barosane. Și acum o să stăm pe aici așa. Îl batem repede pe bulă ăsta. Nice, după care stăm pe aici. Încercăm să îi mai dăm ceva damage aici. Ai, nu mă bate nebuno. Mi-am dat ultimata și ăla-i ticule. Am reușit să scăpăm și să și câștigăm 6 trofeane. Nice, sărină, pani, vino. Și Star Token, nu? Bun, am terminat cu Gem Grab-ul. Am făcut și 40 de punctane, suntem pe bine să rău de tot. O ducem foarte, foarte bine. Ok, și acum haideți să selectăm altceva. Putem să dăm un Siege. După care o să ne jucăm la Solo Showdown. Deci vreau să o învăț ca lumea pe Rosa pentru că mi se pare șmecher rău de tot. Rezistă, mamă! E foarte bună și să joci în timp cu cineva. Cum am jucat cu Nociv astăzi, dacă ați văzut episodul lui. Am jucat împreună cu Nociv și am jucat foarte, foarte bine. Deși am ieșit de câteva ori pe locul 2, a fost foarte șmecher. Adică ne-am descurcat binișor, eu am jucat cu Pocolino și el cu Rosa. Hai mă, găsește mie coechipieri barosane, 4 din 6, încă 2 persoane. Mamă, deci toată lumea Rosa, o să vedeți imediat când o să intrăm la... Ăsta la showdown ar trebui să fie numai Rosa acolo. O să ne distrăm de minune. Bun, și acum trebuie să luăm foarte multe șurabăluri din astea. Le dăm în... Aolo, că a murit instant, vere. S-au pus toți pe mine. Faza e că dă destul de tare și Franco ăla. Dar, sincer, m-am riscat pentru că avem nevoie de șurabăluri. Mama mia, și ăștia dau destul de tare. No, acum și acum, că eu trebuie să-mi fac ultimata, asta e chestia. Oh, mi-a dat la stun-ul, frate. Trebuie să-mi fac ultimata pentru că altfel nu am cum să mă bag în ei. Ceea ce e destul de nasol. Ia să vedem, noi avem 0, frate. Ai. Deci nu prea avem ce să facem. Hai să încercăm acum să-i batem pe ăștia. Bun, măcar am luat și noi un șurabăl, adică eu am luat singurul șurabăl. Și acum le vine și roboțelul. Ceea ce nu prea e caterincă pentru noi. Au și-o dat acum ulti. Bun, încearcă acum să dea în baza noastră. Dar am cam scăpat. Hai să-mi dau ultimata. Să dea asta în mine. Dă-i mine, roboțelule. Mamă, ce tare e că poți să-l ții pe tine pe roboțel. Chiar dacă a murit nu este nicio problemă. Măcar nu-i dat în bază. Nice. Deci merge să-l ții pe tine pe roboțel dacă îți dai ultimata. Ceea ce e super șmecher. Că poți să-l tanchezi. Singura mea problemă acum este că trebuie să luăm și noi șurabăluri. Ai, că nu l-am prins, bă, și ce-mi dă, mă, ăsta, Franco ăsta, mă, ăsta, îmi dă pe gogoașă rău de tot. Și noi avem doar un singur șurabăl pe care l-am luat eu. Și ăștia văd că deja au 4 iarăși. Ai, sincer nu prea am ce să fac. Dacă ăștia nu mă ajută... Și văd că mor în continuu, ia uite-l aici pe brocul nostru care stă acolo APK. Ok, anu Barosanu. Acum putem să-l batem pe ăsta, nice. Bun, hai să ne dăm și noi ultimata. Să încercăm, degeaba. Degeaba acum, că vin ăștia pe mine. Mai puteam să mai-mi dau acolo încă o dată ultimata, dar oricum nu prea mai rezistam. Hai să mai-mi bag o dată ultimata. Să vedem dacă schimb acum targetul pe mine. Dar nu prea cred eu. Oricum faza e că reușești să ții baza destul de mult în viață.
Dacă joci rosa. Doar că nu am eu echipa acum destul de ok. Hai să mai încercăm. Dar nu avem nicio șansă. Absolut nicio șansă nu avem. Bun, hai să rinopani, vino. Hai mă, ai, când să-mi dau ultimata, bere? Deci eram aproape să-mi dau ultimata și noi avem tot un șurabăl. Deci singurul șurabăl pe care îl avem l-am luat eu de mult. Bun, ok, ok, hai că rezist. Încerc acum să mai iau un șurabăl, dar degeaba. Deci absolut degeaba. Da, nu mai avem ce să facem oricum. Acum o să ne distrugă roboțelul ăsta. Că deja are și level destul de mare. Mă duc să mă bat cu ei. O dau aici cu Frenchianu. Ce face Barosane? Oh, mai îmi dădeam încă o dată ultimata. Nice. Chiar dacă am luat bătaie, sincer, am jucat destul de ok. Adică am reușit să țin eu baza în viață. Doar că nu am avut coechipieri destul de buni. Așa că aia e. Hai să mai încercăm încă o dată. Sau ba nu, haideți să dăm solo showdown. Să vedem dacă o să ne jucăm împreună cu foarte, foarte multe rosa. Sunt foarte, foarte curios. Okeanu Barosanu. Bun, și hai să vedem. Deja vedem o rosa. Încercăm acum să-i dăm în goarnă. Bun. Bun, ăla-i ticule. Hai să vedem dacă putem să-i dăm. Na, nu mă lasă. Okeanu Barosanu. Oh, nu da-n mine, nenia, nu da-n mine, nenia. Ai, m-a bătut, măi, eram la limită. Dacă nu-și dădea ultimata, scăpam. Doamne, cât ghinion, frate, hai să mai dăm unul. Am vrut să dau așa parte în parte, rosa versus rosa. Dar m-a bătut la limită, frate, mi-a prins acolo bucățile alea când am fugit după ea și mi-a dat acolo damage-ul fatal. Bun, haideți acum să farmăm, să nu ne mai haladim așa. Sper că nu vii aici, tanti. Uite-o, mă, uite-o cum vine, mă, frate, mă. Uite-o, mă, cum vine, mă. Uite-o cum vine, mă. Și acum mă sparge, frate. Hopa. Au, și-o dat ultimata și ea. Nu vine să cred că a avut și ea ultimata. Doamne. Plus două trofee și n-am făcut nimic. Ai. Bă, deci mi-o dau ăștia, mă, rosa versus rosa. Bine, eu n-am jucat deloc pe ea decât acum. Pe episod, așa că mai învățăm. Mergem acum direct la ăstia. Trebuie să și câștigăm un mecean. Okeanu Barosanu. Și vine Daril ăsta să o dea cu mine. Pe bune, mă, Darilule, pe bune. Mă bate și ăsta să moară Jacksana dacă nu mă bate. Ai. Dă-i. Ăla-i ticule, mamă, că îmi dădeam și ultimat acum. Ai. Asta vine după mine, frate. Sper să nu vine după mine. Sper să mă lase în pace. Ba da, mă, ba nu, n-o să vină, ăla-i ticule. Mi-am mai luat și eu un power. Bun, și hai să încercăm acum să mergem să-i dăm la asta. Sincer, sper să nu aibă doar ultimata. Dacă are ultimata, îi destul de nașpa. Bun, s-o haladit aici, ăla-i ticule. Oricum mi-am băgat și ultimata, să fiu sigur că nu-mi iau în barbă. Și am 5 power, bun, deja începem să jucăm destul de binișor. N-ai sărino, pani, vino. Hai să vedem acum, ăștia stau prin bușuri. Aolo, că-i cu suculețul, nu! Nu veni după mine, nebuno! Sau avea ultimata, cine-i baia aia? Nu mai cu suculețul, nu? Okeanu Barosanu. Oh, avea ultimata, nu cred asta. Avea ultimata și nu m-am uitat, frate. Ai, trebuia să mă uit că se învârtea cercul ăla și am uitat să mă uit asta. Oricum am ieșit pe locul 3, ceea ce este destul de ok. Și am făcut și 6 trofeane. Nice, Rino Panivino, mi-am luat și Star Token-ul. Hai să mai încercăm încă o dată. Opa, trebuia să dau play again. Ok, bun. Mai băgăm încă un mecean așa pe solo showdown. Și sper să fie win ăsta. Bine, chestia e că acum toată lumea joacă rosa. Și ăștia care au jucat mai mult deja cam știu care e treaba. Hai mă, Barosane. Aolo, nu veni pe mine. Nenia, nu veni pe mine. Ăla-i ticule, bun, s-o tirat. Măcar mi-am luat 2 power. Și acum mergem să-i o dăm de aici de la spate. Nice, Rino, Pani, vino. Bun, ăla-i ticule. Ăla-i ticule și am furat acum toate punctanele. Și mă duc să iau și suculețul.
Nice, Rino, pane, vino, hai să mergem acum. Ăla-i ticule. Nu merge să o bați cu suculețul? Doamne, că nimeni nu rezistă suculețului, frate. Nici nu mă așteptam să reziste atât de mult. What? Deci suculețul nu-i OP aici, dacă o ai pe Rosa? Băi, vere, băi. Deci până și suculețul îi varză contra lui Rosa. Ai, ai, ai. Sincer m-am băgat, hai să mai dăm încă unul repede. Sincer m-am băgat în fight doar pentru că am crezut că o să o domin cu suculețul ăsta pe Rosa. Doamne, fer, deci nici măcar suculețul nu mai e OP. Ai, 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 ai. Nebuna de Rosa, ce face ea? Doamne, deci dacă înveți să joci destul de bine, sincer, nu prea te bate nimeni. Bine, acum, da, când o dai Rosa versus Rosa în continuu, îți dai seama că e mai greu, da? Hopa, hopa, îi dăm aici o mare bucată. Și-o dat ultimat, da, mă, și-o dat ultimata. Hai să ne băgăm și noi, numai. Ok. Ia să vedem, mergem aici să furăm și noi ceva. Dacă putem, nu mai furăm nimic. Ok, hai să mergem să mai luăm niște cutiane. Să ne creștem power-ul. Ia să vedem, nu mai găsim nimic, absolut nimic, frate. Mamă, dar trebuie să dau și eu ceva damage ca să... Văd că vrea să mă lase vocea, trebuie să dau și eu ceva damage ca să... Să-mi fac și eu ultimata ca să pot să rezist. Că fără ultimata cam blănichez, sincer să fiu. Hopa, hopa, Penelopa. Avem aici șansă, avem șansă, avem șansă. Oh, nu că mă bate asta, nu mă mai duc. Mamă, patroane, hai să încercăm aici să-i dăm prin buș. Ăla-i ticule, vine asta după mine. Hai să o așteptăm. Ok. Ai, nu veni, are ultimata. Oh, trebuie să ne tirăm aici. Mamă, nu știu cum să scap acum. Hai, dă-i, dă-i, dă-i în goarnă. Oh, mi se mai făcea încă o dată ultimata. Dar degeaba oricum că mai îmi venea cineva din stânga. Ai, 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 ai. Plus 5 trofee, nu-i rău. Rank 5. Da, deci oricum o să ne mai jucăm să facem trofeane pe Rosa. Vreau să o experimentez mai mult și mai mult și mai mult ca să mă învăț să mă joc pe ea. Acum o să fie nebunie la început pentru că toată lumea o să joace Rosa. O să fie Rosa, Rosa, numai Rosa. Așa că probabil că mâine sau cine știe când o să mai filmez episoade de Brawl Stars or să se mai joace și alți brawleri. Așa că o să ne reauzim pe următorul episod. Să nu uitați de Instagramul meu, l-aveți acolo sus în dreapta, houdini.insta. Aveți acolo în descriere primul link către canalul lui Foxy. Rupeți acolo butonașul de subscribe pentru că postează și ea episoade săptămânale. Și să nu uitați și de canalul meu secundar, l-aveți al doilea link din descriere. Rupeți acolo butonașul de subscribe. Și noi o să ne reauzim pe următorul episod. Și vreau să vă urez Paște fericit pentru că practic o să postez episodul acesta mâine. Și vreau să vă urez tuturor Paște fericit pentru poimâine. Și nu știu exact dacă o să mai filmez încă un episod de Brawl Stars, o să vedem. Și așa mai departe și noi o să ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa!